Anunțul președintelui Partidei Romilor Nelu Pavel, cum că simpatizanții lui Ninel Potârc îl vor susține pe Mircea Geană, l-a uimit pe acesta pentru că spune că nu a luat nicio decizie în acest sens și nici nu l-a delegat pe Nelu Pavel să vorbească numele lui pe această temă. Pavel a afirmat însă în cadrul unei conferințe de presă că toți susținătorii lui Potârc vor vota Mircea Geană. Vreau să vă spun și mi-asum responsabilitatea, campania lui Potârc a fost în speță condusă de mine în primul tur pentru că a fost sigand al meu și cei 24.000 de voturi se vor întoarce pentru domnul Mircea Geană la nivel național. L-am mandatat să vorbească în numele meu și n-am nicio înțelegere cu nimeni în prezent. Dânsul a vorbit atât în numele Partidei Romilor pe care o conduce, dar a menționat și faptul că cei 24.000 de romi care v-au susținut pe dumneavoastră, de data aceasta îl vor vota pe Mircea Geană. Nu știu, n-am fost la conferința pe care dumneavoastră spuneți, dar eu nu l-am mandatat pe Pavel să facă asemenea afirmații. Și dacă va fi o susținere din partea mea cu în care să discut această problemă, să susțin un candidat sau pe unul, pe altul, sau pe Traian Băsescu sau pe Geană, încă n-am făcut nicio coaliție. Ninel Potârc spune că deocamdată nu știe pe cine va susține în acest tur de scrutin și către cine vor merge cele 24.000 de voturi pe care le-a obținut în primul tur de scrutin.